Nu știu cum arăta Iașiul acum vreo 12 ani, când am ajuns eu pentru prima dată în acest târg frumos al Ieșilor, dar cu siguranță avea o savoare pe care și-a păstrat-o din punctul meu de vedere și acum. Nu știu dacă asta se datora cu siguranță clădirilor foarte vechi din Iași sau pur și simplu unei povești așa foarte secretă pentru fiecare dintre noi, dar cert este că dacă doriți să vedeți cum arăta Iașiul odinioară, vreau să vă invit la o expoziție de grafic ce se intitulează exact așa, Iașiul de odinioară, la galeriile Grand Hotel Traian. În această dimineață vom vorbi despre această expoziție cu ai mei invitați, Ștefania Cristina Mihăilescu, curator la galeria Grand Hotel Traian. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și domnul Sergiu Pașciuc, artist plastic, bună dimineața, cel care practic ne arată Iașiul de odinioară. Mă bucur că sunteți alături de noi. Cum de v-ați gândit la o asemenea tematică? Este simplu. Iașiul are povești de spus în fiecare zi, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare generație care vine rând la rând. Așa încât toți cei care vor să descopere câte puțin din Iași, atât cel de odinioară, cât și cel prezent, de ce nu, sunt invitați cu drag la galeria de artă a celui mai vechi hotel din Piața Unirii din Iași, să expună artă, să expună viziunea lor, artistică evident, pentru iubitorii urbei noastre, ieșene, și pentru turiști în același timp. De altfel, expoziția se intitulează, mai bine spus, Iașiul de odinioară, 3 puncte de suspensie, poate. Poate, da. Cu mai multe interpretări, poate, pentru că e o interpretare a ceea ce am văzut eu și poate pentru că sunt convins că Iașul poate mai mult pentru a restaura și a face mai mult pentru istoria lui. Expoziția de grafică pe care o propuneți până pe 30 aprilie, e important de spus pentru telespectatorii noștri care vor dori să ajungă să vă și viziteze lucrările. E interesant de spus așa, pentru că v-ați concentrat atenția și asupra clădirilor vechi. Ce mă interesa este dacă aveți o relație specială cu Iașiul din punctul acesta de vedere sau cu povestea din spatele acestor clădiri. Da, e o poveste, dar în primul rând vreau să menționez cum am fost atras de Iași încă de când am venit în Iași. Eu fiind din Botoșani de loc, am coborât din tren și primul monument care m-a atras a fost Râpa Galbenă. Și mi-am zis că trebuie să fac ceva pentru Iași. E o clădire de patrimoniu destul de frumoasă, podul lui Eminescu, cum mi se mai spune. Și mi-am zis că ar trebui să caut, să mă documentez, să fac ceva, să desenez ceea ce vedeam. Și încetul cu încetul, căutând stampe și făcând reproduceri după tot felul de tablouri, mi-am dat seama că acele imagini prezintă mult mai mult decât acea forfotă a Iașiului de odinioară. E mult mai mult. Și am început să mă documentez istoric cu ajutorul domnului anticar, domnului Grumăzescu, care mi-a pus la dispoziție toate cele necesare. Iar lucrarea care mi și este dragă, i-am denumit-o Perspective, unde este prezentată Râpa Galbenă, pentru că o consideram lampa de lansare a mea pe plan artistic. Avem și câteva imagini și am să-i rog pe colegii noștri să ne ajute să le și urmărim și să ne povestiți pentru fiecare în parte povestea lor, pentru că am înțeles că fiecare dintre aceste lucrări, iată din expoziție, are o oarecare importanță și un alt mesaj, de fapt, comportă. Astfel încât suntem curioși, iată, să aflăm, spre exemplu, în imagine ce am. Da, de exemplu, aici avem călătoria. Și am pus o călătoria pentru că în plan îndepărtat se vede gara. Și călătoria de odinioară cu tot ce este din toate punctele de vedere, clădiri care nu s-au păstrat, o călătorie în timp, deci se poate dezvolta subiectul. De inspirat, vă inspirați în primul și în primul rând din ceea ce vedeți, din ceea ce simțiți, nu? Exact, din ceea ce am simțit, din ceea ce am văzut și lucrând, cum spuneam și înainte, mi-am dat seama că e mult mai mult decât de asta și lucrurile sunt puțin
stilizate. În imagine avem un... Da, este o călătorie regală, am denumit lucrarea. Nu amintește nimeni despre ea și de uneori despre birjari. Birjarii erau cei mai căutați de familiile regale, pentru că erau și greu de găsit și chiar unul dintre ieșeni, un birjar renumit, a fost și decorat și se mândrea în acea perioadă cu acea decorație primită de la regele Ferdinand. Aici, strada Lăpușneanu? Da, este Lăpușneanu, am denumit-o fereastra, pentru că e și un optimism aici. Tocmai se lucrează, se încearcă o refacere, cum îți mai spunea, strada muzicii. Aș lega-o puțin cu lucrare, cu o altă lucrare din expoziție, Promenada, în care este imaginea hotelului Traian. Deci, clădirii de o parte și de alta, iată exact, clădirii care și... au dispărut practic și încercăm să nu trăim din nostalgii, dar nu e avem important cum. Să ne amintim. Nu avem, exact, suntem, avem obligația să ne amintim. E obligație. Aici este? Asta e chiar Iași de odinioară poate, pentru că mi-au plăcut tramvaiele și nu puteam să nu-l reprezint în această expoziție. Și am combinat în plan depărtat cu hotelul continental actual și la fel stilizat. Aici avem alea Principesa Maria de la, din parcul, de lângă parcul Copou. Iar acea trâmbiță încerca să reprezinte o agitație și faptul că sunt clădiri care au dispărut din acea zonă, inclusiv din partea stângă, unde s-au construit blocuri care nici măcar nu arată cum ar trebui să arate. Deci au stricat acea zonă și a încercat să reprezintă cât de cât. Asta este încă o lucrare, dragă mie, pentru că are în spate o poveste foarte plăcută, Metamorfoze, în care este prezentată fosta Universitate de Medicină și prima de altfel din țară și unde Mihai Eminescu a fost bibliotecar, iar poarta de intrare prezintă mult mai mult decât ceea ce se vede și ceea ce există actualmente. Am vrut să reprezint și acele subterane din Iași care sunt lăsate de izbeliște și nimeni nu vrea să facă ceva pentru a le restaura și a le pentru vizitatori, a le include în patrimoniul Iașului. Aici mai mult am orizont pentru că este instituția financiară și mi-am zis că e o lucrare care pentru toată lumea este un orizont, tot ce este financiar. Deci pentru buzunarele fiecare am încercat să mă și mă relaxez în același timp din toate poveștile. Aceleași probleme erau și înainte, nu numai acum. O parte dintre clădiri, spuneați că nu mai există, da. De unde v-ați inspirat pentru această documentare și mai apoi pentru readucerea, să spunem, pe pânză, în propriu spus, pe hârtie, pe, ca un tablou? De unde v-ați inspirat pentru, de unde v-ați documentat? Exact cum spuneam, am căutat prin toate anticariatele tot felul de lucruri care mi erau necesare și am fost uimit de ce fel de fotografii am putut să găsesc. Asta este lucrarea Promenada, de care spuneam și de Lăpușneanu de odinioară, unde Greta Garbo se găzdea sub un nume fals și unde Mihai Eminescu și Ion Creangă participau la centenarul răscoalei din Horea Cloșca și Crișan. Și unde guvernul României a fost cazat o perioadă, în perioada războiului. Aici avem o lucrare tristă. Avem Palatul Braunstein, care are un istoric de asemenea foarte, foarte laborios și deși a trecut prin atât de multe lucruri, inundații din 32, cu tremurul în 77 sau războiul din 44, tot și-a rezistat acestor intemperii. În schimb, noi, oamenii care locuim acum aici, lăsăm să se degradeze. De asta am și intitulat o rugăciune.
Aici este o altă lucrare, Academia Mihăileanu, care între timp a fost dărâmat, unde Mihai Cogălnicianu preda istorie. A încercat până Imperiul Rus de atunci a mai interzis, pentru că nu considerau naționalismul ceva plăcut pe care să-i ajute pe ei. În afară de expoziția aceasta de grafică, cu siguranță lucrările domnului Pașciuc au și o notă de document sau comportă în sine o notă de document. Atât pentru cei care sunt interesați de partea aceasta istorică, pentru arhitecți cu siguranță, dar cu atât mai, sau pentru studenții de la arhitectură, de la construcții, dar și iată pentru cei care ar dori să cunoască Iașul de acum ceva timp, iată într-o altă manieră, într-un alt mod. Așa este și invităm pe toți aceștia să viziteze expoziția de grafică și în același timp să-și achiziționeze, dacă doresc, unul dintre tablourile expuse, așa încât o părticică din Iașul de odinioară să fie tot timpul în casele dumnealor. În același timp aș vrea să menționez expoziția lui Sergiu, este alături de, este îmbrăcată de, nu știu, de amprenta domnului Grumăzescu, cu care el a colaborat foarte mult în documentare. Domnul Grumăzescu, aducând în expoziție câteva piese vechi, aparate de fotografiat, de epocă, să spunem, cât și ilustrate originale cu Iașul vechi, așa încât... Practic totul este ca odinioară. Da, am încercat să fie chiar ca odinioară, inclusiv ceaiul și dulceața pe care am servit-o la vernisaj, îmbrăcat adecvat cu joben și baston. Frumos! Și ce alt loc putea să alegeți mai bun decât, iată, locul acesta central, Grand Hotel Traian, care este și la ceas aniversar, pe de altă parte. Așa este, Galeria de Artă aniversează anul acesta 5 ani de la înființare și pregătim iubitorilor de artă surprize frumoase în continuare până la sfârșitul anului, ca să sărbătorim cum se cuvine. E o excepție grafică la dumneavoastră sau este o manieră uzuală de a vă exprima? E o manieră uzuală de a mă exprima și de ce grafică? Chiar spuneam în interviu, foarte mulți prieteni de-ai mei nu prea mă înțelegeau și mi-a zis, fă-și tu ceva să te înțelegem. Și atunci m-am apucat de grafică. Problema e că i-am încurcat și mai mult și atunci... Dar continui grafică, sunt optimist că ei vor înțelege ce vreau să spun. Așadar, de pe 1 aprilie este deschisă această expoziție la Grand Hotel Traian. Până pe 30 aprilie mai aveți ocazia să mergeți acolo și iată să vedeți aceste lucrări frumoase, să vă amintiți de Iașul de odinioară și de ce nu să cunoașteți Iașul în alte culori. Mulțumim mult pentru această prezență. Mulțumim. Mult succes pe mai departe, vă dorim și vă mai așteptăm cu surprize în emisiunea. Cu siguranță. Cu mare drag vă aștept. Venim. Mulțumim frumos de invitație.